Bună ziua și la mulți ani pentru începutul de 2013. Vrem să vă prezentăm astăzi mașina de descăpăcit semi-automată. O aveți aici în față, motorul așezat lateral. Nu este cu panou de comandă, are doar un buton de pe care o pornim și o oprim. Arată un pic mai încolo. Cuva de un metru jumate. Dedesubt aparatul de făcut abur, o să-l vedeți și de pe cealaltă parte. Aceste furtune sunt conectate la cuțitele care descăpăcesc, iar cuțitele au înăuntru un loc pe unde intră apa caldă, aburul de fapt. Înăuntru, dacă ne uităm, se observă sitele pentru resturile de ceară care ar putea să ajungă în cuvă, iar mierea care va ieși prin caneaua din exterior va fi filtrată de aceste filtre. Caneaua este o cania cubilă cu filet pentru a putea monta un furtun și eventual o pompă de miere dacă se dorește pentru a trage mierea din cuva mașinii de descăpăcit. Dacă nu, merge și manual, dăm drumul într-o găleată sau fiecare cum are acasă. Ok. Haideți să vă arătăm un pic și cum funcționează. Deci are un singur buton de pornit-oprit. Când îl pornim, se aprinde butonul roșu, iar cuțitele au început să se taie. Introducerea ramei între cuțite se face manual prin această manivelă. De fapt, sensul de rotație ar trebui să fie acesta. Se observă barele acestea care, de fapt, vor împinge rama între cuțite. Rama se așează pe aceste suporturi, înaintea unei bare de asta de împins, și dăm de la manivelă introducând rama și împingând cealaltă ramă care este deja intrată în centrifugă și printre cuțitele de descăpăcit. În partea din față dacă filmăm un pic în partea din față, așa de aici eventual, o să vedeți aceste bare care împing rama, vor împinge și ramele care au ieșit deja, vor împinge ramele în centrifugă, în cuva mașinii de descăpăcit, una după alta, împingându-le în interior. Deci, doar rama care trebuie așezată pe mașina de descăpăcit se așează manual, în rest ramele descăpăcite sunt împinse automat în cuva centrifugii. Ok, vom opri acum motorul. Aceasta este partea cu manivela. Aparatul de făcut abur are un cablu separat de curent. Dacă este destul de cald în atmosferă, se poate descăpăci și fără a folosi acest aparat de făcut abur, care consumă destul de mult curent. Deci putem și cu un consum mic de curent, pe timp de vară, să descăpăcim rame cu această centrifugă. Ce vreau să vă mai arăt? Este pe roți pentru a putea fi deplasată mai ușor, iar roțile din față se pot bloca. Au dispozitiv de blocare ca să stea fix. Cuțitele de descăpăcit se pot observa aici, 1 și 2, sunt zimțate, iar aceste furtune aduc aburul de la aparatul de făcut abur și aburul va circula prin această parte îngroșată de la cuțitele de descăpăcit, încălzind cuțitele. O să vă arăt un pic și cum
se mișcă din nou. Iar acum învârtim la manivelă și rama va fi împinsă de această vară pe care țin mâna, între cuțite, împingând și rama deja care se descăpăcește, iar apoi tot această vară de aici va împinge ramele descăpăcite în cubă pe măsură ce se strâng rame descăpăcite. Mașina de descăpăcit simplu de utilizat, avem doar un buton de pornit oprit. Într-adevăr, introducerea ramelor se face manual. Este o mașină de descăpăcit semi-automată. Complet din inox cuva și restul părților din fier. Are 2 ani garanție și norme de conformitate UE. E făcută pe stasul de tatant de 47 de centimetri lungimea lațului de sus a ramei.